Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție Ex Libris Meis. Astăzi vom vorbi despre o carte a Părintelui Alexandru Roșu, Experiența Harului în Teologia Sfântului Simeon, Noul Teolog, apărută la editura Icon cu Valentina Jder ca editor. Este o lucrare voluminoasă, o lucrare de aproape 600 de pagini, este teza de doctorat a Părintelui Roșu, o lucrare extrem de bine documentată, judecând și după aparatul critic, despre viața și opera Sfântului Simeon, noul teolog, cel care a avut experiența luminii increate. Sfântul Simeon, noul teolog, este sfânt care s-a născut în jurul anului 949, undeva în Paflagonia, asta este în nordul Asiei Mici, dintr-o familie de mici aristocrați. A fost un tânăr deprins de timpuriu cu pasiunea cititului și a lecturii și a meditației, a fost trimis la Constantinopol. Acolo a intrat în grațiile împăratului bizantin de atunci. A ajuns în funcția de spataro-cubicular, adică cel care poartă sabia în dormitorul imperial și are în grijă însemnele imperiale. A fost și senator, însă după ce Vasile al II-lea Macedonianul a luat puterea în Imperiul Bizantin printr-o lovitură de forță, apoi a urmat și revolta lui Barda Scleros, unul dintre momentele dificile ale Bizanțului, atunci Simeon, tânărul Simeon, Sfântul Simeon, a hotărât să intre în mănăstirea Studion, unde a și fost primit. Apoi, în urma unor discuții care au avut acolo și în urma zelului pe care Sfântul Simeon l-a arătat și faptul că s-a învrednicit cu niște vedenii dumnezeiești pe care le-a și comunicat, a fost mutat în mănăstirea Sfântului, în mănăstirea Mamastu din Constantinopol. Sfântul Simeon, nou teolog, a avut o timp o evlavie la bătrânul său, la cel care l-a îndrumat duhovnicește în primii ani de viață, Simeon Evlaviosul, căruia i-a și închinat un adevărat cult, i-a dedicat un adevărat cult, până ca acesta să fie canonizat. Acesta a fost și motivul, sau mă rog, unul dintre motivele, pe lângă viața sa foarte aspră și modul în care vrea să obțină de la ucenicii săi, de la călugării trăitori în mănăstirea Mamas, vrea să obțină nu atât performanțe ascetice, cât calitatea unei vieți duhovnicești aproape fără cusuri. Ei bine, toate acestea l-au împins încet, încet către un conflict care s-a manifestat până la urmă, dar pe alte teme, cu sincelul patriarhului de atunci. Era vorba despre un fost mitropolit de Nicomedia, care a ales să fie secretarul particular al patriarhului de atunci. Cu acesta a intrat în conflict. Sfântul Simeon a fost exilat, a fost apoi repus în drepturi, dar până la urmă a murit într-o stare de împăcare cu sine, într-o stare în care a putut să își agonisească prin opera sa un statut ceresc evident, unul dintre, de fapt singurul dintre biografii săi, Cuviosul Nichita Astithatul, i-a scris o scurtă biografie, o scurtă viață, acesta i-a fost ucenic în ultimii ani ai biografiei sale pământești. Aș vrea să vă citesc doar atât, un foarte scurt pasaj pe care îl găsim în viața Sfântului Simeon, cel care a fost, carte care a fost redactată de Nichita Astithatul. Iată ce scrie acest Nichita. Într-o zi, așadar, cum stătea în picioare la o rugăciune curată și vorbea cu Dumnezeu, Sfântul Simeon a văzut o vedenie și iată văzduhul a început să se lumineze în mintea lui și fiind în chilie, se părea că petrece la lumina zilei, deși era noapte ca la prima strajă. Și cum a început să se lumineze de sus ca scânterea unei aurore de dimineață, o înfricoșătoarele vedenii ale acestui bărbat, casa și toate au trecut și a crezut că nu mai era în casă. Ca ieșit din sine însuși într-un extaz total, observă cu toată mintea acea lumină care se arăta. Ea a crescut câte puțin și a făcut văzduhul să strălucească mai luminos și a înțeles că a ajuns cu tot trupul în afara celor pământești. Și cum lumina aceasta continuă să strălucească încă și mai limpede și s-a arătat strălucind peste el ca soarele la amiază,
a înțeles că stătea în mijlocul a ceea ce vedea și s-a umplut întreg în tot trupul de bucuria și lacrimile plăcerii care îl năpădea. Când a văzut lumina însă și atingându-se în chip uimitor de trupul lui și intrând câte puțin în mădularele lui. Într-adevăr, este o înfricoșătoare vedenie, cel puțin pentru noi cei care citim astfel de lucruri, putem să ne imaginăm așa cu puterea minții atât când este îngăduit ce a simțit și ce a văzut atunci Sfântul Simeon Nou Teolog, unul dintre marii mistici ai Bisericii Răsăritului. Cartea se găsește pe site-ul libreriasofia.ro, o puteți comanda și veți avea parte de o lectură absolut tulburătoare.